Jaz radim kot, kaj tam imam, dosti lahko kamer, imam pritost, pa iškaj. Maj treba. Pa samo štirke, no, treba bi se lahko skončiti. Mas skrimo, da, če ni problema. Mas skrim problema, da. Hai să vedem ce facem, că ne așteaptă și florile din asta. Facem și exercițiu. Dar cred că era niște exerciții asemănătoare cu ăsta. O să vă placă foarte tare, că acum descoperă cum poate să fac și exerciții de ei. Zicem, deci dacă aul este între ăsta, între 3,2 și 7,2, avem nevoie de a pătrat. Da. Ca să fie a pătrat, adică l-a pătrat peste tot. Adică la a doua. Da, a pătrat, da. Nu, a pătrat, dar la a doua. Da. Deci de aici, nu te mai juca, băi, Paule, mă, cu telefonul. Lasă telefonul tu. Păi da. Ce facem? Mai povesti odată, că te mai prind așa ceva, mă superi. Știi ce fac? Imediat nu mai te primesc. Da? Deci noi discutăm aici niște lucruri interesante și tu te ocupi de acela. Deci a pătrat. Faptul că vreau a pătrat înseamnă să ridic la pătrat și pe asta, și pe asta, și pe asta. Da. Adică la a doua. Deci, din prim, luăm de dedesubt. 3,2 mai mic decât A, mai mic decât 7,2, rezultă că și 3,2 la pătrat, mai mic decât A pătrat, mai mic decât 7,2 la pătrat. Deci 3,2 la pătrat. Dar de ce la pătrat? Fiindcă autorul mi-a zis că e vorba de expresia A pătrat plus B pătrat e cuprins între cine? Cine este la stânga, cine e la dreapta? Asta răspunsul ăsta trebuie să-l dau, da? Deci de aceea, Cristina, am ridicat la pătrat am toți membrii. 1, 2, 3. Ce înseamnă 3,2 la pătrat? Înseamnă 3,2 ori 3,2. Departe facem. 3,2 la pătrat este egal cu 3,2 ori 3,2. Și înmulțim. Cum se mulțesc? 3,2 ori 3,2. Ca și cum n-ar avea virgulă. Da. Stefania. Mulțim cele două numere, parcă n-ar avea virgulă. Să zicem 2 ori 2, 4. 2 ori 3, 6. 3 ori 2, 6. 3 ori 3, 9. Trag din și le adun, 4. 6 cu 6, 12. 1 și cu 9, 10. Și acum Cristina recunoaște, Stefania recunoaște că avem 1, 2 decimale. Le numărăm și de la 1 și la cealaltă. Și punem după 2. Da? Deci, înseamnă că aici echivalent, vă spune, ce să spunem? 3,2 la pătrat este 10,24. 10,24 mai mic decât A pătrat, mai mic decât... Hai să facem și pe cine? Pe cine să-l facem acum? 7,2 la pătrat. Așa? 7,2. Vorbește Cristina acum? 7,2 la puterea a 2 este egal cu 7,2 ori 7,2. Facem o mulțime de 4. Da. Paul urmărește. Te rog, Paul, vorbește. Păi, 2, 2, 4, 14. 14. 14. Da. 77, 49 plus 1, 50. Da. 4, 4 și 4, 8, 1, 5. Și am venit 20 decimale și face 51,84. 51,84 în zona asta s-a aflat pătrat. Da. Între 10,24 și 51,84. Acum, pentru B pătrat îl luăm, plecăm de la faptul că știm că 1,3 e mai mic decât B, mai mic decât 3,7 și fiind vorba la pătrat, ridicăm toți membrii la pătrat. Adică 1,3 la puterea a doua, mai mare decât mai mic, decât la puterea decât B la puterea a doua și mai mic decât 3,7 la puterea a doua. Așa. Echivalentul. Avem nevoie de 1,3 la pătrat, da? Da. Ștefania, te rog, vă ajuți. La pătrat mai este egal cu 1,3 ori 1,3. Așa. Și acum le înmulțim. 3 ori 3, 9. 3 ori 1, 3. 1 Avem 20 mare. Așa. 1,69. Exact. Deci vine 1,69, mai mic decât b pătrat, mai mic decât de atât, că le pun foarte atent, una sub alta, ca să vină un șoc când adună acuși, da? 3,7. Și acum 3,7 la pătrat înseamnă 3,7 ori 3,7 și face asta, Paul. 77, 49, 4 screen și 9 screen și 4 reține, 7 ori 3, 21 și cu 4, 25. Da. Apoi iarăși 259 jos. Deci, 3 ori 7. 1 și 2. 3 ori 3, 9. 11, 9, 6, 3, 1. Avem 20 male, deci 13,69. 13,69. Și iată, le adunăm membru cu membru, că le-am și așezat frumos ca să-mi vină bine la adunare. Da? Și acum zicem 9 și cu 4. Da? Deci sutimile 9 și cu 4. Cât vine? 13, da? 3 și 1 pe ăsta. Da? 1 și cu 2. 3, 6, 9. Am ajuns în dreptul virgulei, o punem. 1 și cu 0, 1. Și 1 îl păstrăm, da? Deci vine 11, mai mic decât 93, mai mic decât a pătrat plus b pătrat, mai mic decât 13. Acum, nu. Ce facem? Adunăm iarăși membru cu membru. 9 și cu 4, 13, 3 și 1 păstrăm. 1 același cu 8 face 9 și mai trebuie un 1 până la 10 și luăm din 6. Și vine 15. Da. 5 și 1 îl păstrăm. 1 acela îl punem la încă 1 și facem 2. Și cu 3, 5. Așa. Și 1 și cu 5, 6. Deci mai mic decât 65,53. Deci la întrebarea ta, a pătrat plus b pătrat, între cine și cine este cuprins? Între 11,93 și 65,53. Da? Deci asta am răspuns. Mai e vreun om? Unul. Te rog. Fie A egal. Fie. Cu mulțimea formată din numerele. A mare, da? Da, da. Așa spui, fie A mare, mulțimea formată din numerele. 1,2. Da. 3, nu, 1,2. A, 1,2 este un element, da? Acum, și acum punem punct și virgulă, da, ca să facem 2,3. 2,3 și 3,4 Câte elemente are mulțimea? Mai avem și B, și C, și D. Un pic. Câte elemente are? 3. Da. Un element, 2, 3. Adică da, cardinalul va fi? Cardinalul lui A este 3. B egal cu mulțimea formată din elementele 0,2 și 0,3. 0,2 punct și virgulă, da, 0,3. Atât, da? Și determinați mulțimi. Deci fie A și B, bineam de aceea, apoi spune așa, determinați mulțimile și avem și C și D. Așa, determinați mulțimile. Două sunt, da? Da. C egal cu cine? Mulțimea X. Deci C egal cu mulțimea tuturor acelor X. Cu proprietatea că X este A plus B, unde A... X egal cu A plus B. Egal cu A plus B, unde A este, A mare. Unde A aparține lui A mare. Da. Deci un element de aici au. Da, da. Deci virgulă, cu A mic aparține lui A mare, și B mic aparține lui B mare. Da. Trebuie să înțelegem bine problema. Ne ocupăm mai de ce deocamdată, da? Avem de găsit cele două mulțimi. Prima mulțime este asta, să găsim o mulțimea formată din toate elementele care sunt suma acestora de sus. Da. Știind că un element este de aici și celălalt este din partea cealaltă. Ați putea să-mi spuneți X-ul, un prim X1 pe care trebuie să-l punem aici. Deci, dați-mi un X. Obțineți-mi un X. Adică luăm de aici 1,2, îl adunăm cu 0,2 și îl punem rezultatul aici. Luăm de aici 1,2 și îl adunăm cu 0,3 și îl punem ca rezultat acolo. Și când nu mai avem, ce facem? Iar 2,3 cu 0,2, 2,3 cu 0,2 avem de muncă. Până când epuizezi toate, dar da. Ai de adunat acestea. Da, da. Sunt 6 elemente. 3 cu 1, iar 3 cu al doilea, 6 elemente. Deci ce va veni? Notăm și noi așa. X1, primul element care îl găsim, X1, este egal cu 1,2 adunat cu 0,2. Și egal cu cine? 1,2 adunat cu 0,2. 2 cu 2, 4. Punem virgula și 1 și cu 0, 1. 1,4. Și punem aici în mulțime 1,4. Primul element. Acum, al doilea element, X2, va fi format tot cu 1,2 ăsta, Ștefania, dar la care punem pe cine? 0,3. 0,3. 1,5. Facem 1,5. 1,5. Apoi, X3 o să fie egal cu 2,3 plus 2,3, zis foarte bine, plus 0,2. Și care face cât ca rezultat? 2,5. 2,5. Și o punem pe 2,5. Acum X egal X4. Da. Egal cu 2,3 plus 0,3. 0,3, foarte bine. Și vine 2,6. Da, 2,6. Apoi? Apoi X5 o să fie egal cu 3,4 plus 0,5. 3,4 plus 0,5. Da. Și atunci o să fie 3,9. 3,9. Deci 3,9. Pe urmă. X6 o să fie egal cu 3,4 plus 0,3. Adică 3,7. 3,7. Deci 3,7. Și închidem. Așa. Și s-a terminat. Deci toate 6, da? Foarte bine. Și cu asta am găsit mulțimea pe care ai cerut-o. Dar mai e o mulțime? D-ul. Mulțimea D din ce este formată? Te rog să spui. D egal cu mulțimea tuturor acelor Y. Da, mulțimea. Y este egal cu A ori B, unde A aparține mulțimii A mare și B aparține mulțimii B mare. Adică acum nu le adunăm, ci le mulțim. Așa a spus autorul, nu? Numai chestii cu Y acum. Nu, da. N-are important cu ce, putea să și cu Z, și cu T, și cu V. N-are important cu ce s-a notat. Important este că acum e vorba de proprietatea aceea de a le mulți. Da? Deci D-ul, D, este egal cu mulțimea tuturor acelor Y, cu proprietatea că Y sunt de tipul A ori B, așa, unde A aparține lui A mare, adică pe A mic să luăm din A mare și ar pe B mic să luăm din B mare, da? B mare. Și atunci asta va fi egală cu, aș vrea să vezi, Stefania, tu primul Y, Y1, hai să zicem. Păi Y1 este egal cu 1,2. Foarte bine, 1,9 plus. Ori 0,2. Ori 0,2. Și de o parte mulțim. 2 ori 2, 4. 2 ori 1, 2. 1,4. Deci 1,2 ori cât am avut, ori 0,2. 60, 2 ori 2, 4. 2 ori 1, 2, da? Și cu 0 n-ar o să mulțim. Și acum vedem câte zecimale avem. 1, 2. 1, 2. și punem după aceea 0,24. Deci primul element este 0,24. Alt element. Apoi Y2 egal cu 1,2 ori 0,3. Dăm deoparte și scriem 1,2 ori 0,3 și înmulțim. 3 ori 2, 6, 3 ori 1, 3, 0, asta nu are rost. Și tot așa, 0,36. 0,36, da, da? 0,36. 0,36. Tu, Paul, acum? Mulțim pe cine? Pe 2,3 acum. Da. Cu pere, da? Deci 2,3, Y3-ul egal cu 2,3 ori 0,2. Da. Și când ne dă, Paul? 2 ori 3, 6, 2 ori 2, 4 și avem 2 decimale, 0,46. 0,46. Altul. Tot 2,3, dar cu cine acum? 0,3. Deci Y4 egal cu 2,3 ori 0,3. Și face Stefania. 3 ori 3, 9, 3 ori 2, 6, punem 0,69. Așa, după care alt element. Y5. Da. Egal cu 3,4 ori 0,2. 3,4 ori 0,2. 2 ori 4, 8, 2 ori 3, 6, 0,68. După, Y6, egal cu 3,4 ori 0,3. 4 ori 3, 2, 10 și punem... Și te-ai apropiat de sfârșit, nu? Da, asta e. Da? Cât îți vine? 0,68. Așa vine? 0,68? Da. Să îl spunem lui Florentina să ne sune. Da. Că noi ne-am pregătit, am terminat tema. Să ne suni! Florentina! Sperăm să te mai uiți încă... Dacă se uită, dacă în următorul minut nu ne sună, noi ne continuăm tema cu ale noastre. 10, 9... Așa... I-am spus să ne sune când terminăm tema. Sper că este ultimul întrebat la noi. Așa. Da, Florentina. Florentina. Alo? 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 Da, acum te aud. Florentina, să dai calculatorul pe mute, ca să putem să ne auzim, că altfel avem microfonie. Da, da. Bine. Hai, te rog, dă-ne tema. Transformați în clase ordinare ireductibile. Te rog. 0,3. 3? 0,3. Așa. Ștefania ne spune că are aici un număr decimal de tipul următor, copii. Ar fi vorba de 0,3333 și să nu mai pot opri. Adică apare 333 de o infinitate de ori. Da? 3333. Și un astfel de număr, ca să nu mai scrim 33 de o infinitate de ori, se scrie așa. Deci grupul de cifre care se repetă, când se sesizez, îl pui în paranteză. Și ai anunțat că este un număr decimal coinfinite de zecimale și zecimala aceea se repete periodică, periodică. Nu se mai termină împărțirea. Hai să vă dau un exemplu. Bunoară, 1 împărțit la 3. 1 împărțit la 3, care se scrie ca fiind 1 supra 3. Da? 1 împărțit la 3, deci 1 supra 3. Dacă fac împărțirea lui 1 la 3, hai să vedem împreună. 1 împărțit la 3 ar fi... Adică împărțim... Păi zicem așa. 3 în 1 merge din 0 ori. Punem virgulă. Da, punem virgulă. Punem un 0 aici și am făcut 10. Și zicem 3 în 10 merge de 3 ori. 3 ori 3 fac 9. Da? Scădem și vine 1. Iar punem un 0. Iar 3 în 10 merge de 3 ori. 3 ori 3 fac 9, iar rămâne 1 și sesizăm că nu mai terminăm niciodată așa ceva, da? E, faptul că vedem grupul, cifra care se repetă 3 ăsta, atunci spunem așa. Ei bine, 0,3 provine, este egală, provine de la fracția, scriem grupul de cifre, care îi în perioadă, că uneori sunt 2 sau 3 cifre, sau 7 cifre, care se constituie grupul de cifre, da? Dar aici avem o singură cifră. Punem pe 3 și supra atâția de al din 9, câte cifre sunt în perioadă. Și fiind o singură cifră, 3 supra 9. 3 supra 9 se simplifică prin 3, da? Și facem 1 pe 3. Asta este fracția ireductivă pe care o căuta Florentina. Așa ne-a cerut Florentina. Să scriem numărul decimal 0,3 perioadă, să scriem ca o fracție ordinară. Da. Ireductibilă. Da? Gata, aștept. S-am făcut primul exercițiu. Următorul, te rog. Altul. Nu mai vrei să răspunzi? Hai. Hai că, dacă nu le spui tu, spun eu. Hai să vedem copiii până una alta. 0,23. 0,23 în perioadă s-ar scrie, spuneți-mi voi acum, că Ștefania caută ieșiții, s-ar scrie ca fiind, după ce v-am povestit eu, ca fiind 23 supra câți de 9? 2 de 9. 2 de 9. De ce numai pe 9? De ce numai cu 9? De ce numai cu 9? Yeah. Am să vă fac demonstrația asta, dar un pic să ne încălzim mai să înțelegem de ce. Pentru că o să vedeți de unde vine 9 acela. Că voi aveți o întrebare foarte legitimă. Adică o întrebare legitimă, e corect să întrebați. De ce numai de al de 9? Așa cum spuneți de al de 10 de desubt, 1 urmat de 0 ori, când zicem 1,57, scriem ca un întreg 57 supra 100, da. Așa punem de al de 9. De ce am pus aici 1 urmat de 2 zerouri? Pentru că ai avut 2 decimale, da? Și de data asta punem 2 de 9, e cu 1 mai puțin decât dintr-o 100. Dintr-o 100, dacă scădem pe 1, am 99, da? O să vă explic și mai temenic într-una din lecția următoare. Dar acum am arătat așa ceva. Dar dacă am așa, pe 2,798 în perioadă. 2,798 în perioadă. Ăsta se va scrie ca o fracție în felul următor. 2 întregi și 798 supra 3 de 9. 3 de 9. Da? 3 de 9, că am atâtea cifre în grupare, da. Da? Câte cifre am? 3 cifre. Da? Și de aceea pun 3 de 9. Și acum se introduc întregi în fracții, 2 ori ăsta, acum pe ăsta, mai vorbim noi, nu? Cum, cum se introduc întregi în fracții. Da, Florentina, te rog, te mai aștept dacă mai ai vreo întrebare. S-a supărat. Dacă s-a supărat. Alo? Alo? Alo, te aud, Ștefania, te rog. Ștefania, Florentina. Da. Mai ai vreun exercițiu? Da. Noi mai facem încă unul dacă ea nu ne răspunde. Deci, vreau să scrieți pe 2,13 în perioadă. Hai, Cristina, te rog, sau tu, Ștefania. 2,13 în perioadă, cum s-a scris? 2 întregi. Da, 2 întregi și... 13 supra 2 de 9. 99. Și egal acum cu cine? Egal cu 2. Ori 9. 2 ori 99, nu? Și acum cu 13. Da. Deci, 2. Alo. Păi eu te aud, mai fetiță, dar tu de ce nu mă auzi? Nu știu. 2 ori 9, 18. 2 ori 9, 18 și cu 1, 19. Și 198, la care adunăm pe 13. 38, 11, 10, 11, 2. Și face cât? 211 supra 99. Asta e fracția la care se ajunge. Dacă împărțim pe 211 la 99, ne va da 2 în 3 și 13, 13 se repetă. Da, Florentina, mai auzi? Da. Florentina? Alo? Da, te aud. Dă-mi alte ghișițiu. Adică? Ce să calculăm? Păi, hai să intuim noi ce vrea să ne întrebe. Deci calculați 0,13 în perioadă, da? Plus 7,1 în perioadă. Așa, nu putem face calculul. Că ar fi de-al de 1 încât 13, foarte mult de-al de 13. De aceea ne ducem în fracții ordinare. Deci luăm deoparte pe 0, deci egal mai departe, știți, da? Și le luăm pe 0,13 egal cu... Cu cine spune cum îl scrie pe 0,13? 13 pe 99. 0 ca întregi nu mai are niciun rost. Deci 13 pe 99. 13 pe 99. Deci voi spune acolo egal cu 13 pe 99. Plus 7,1 în perioadă. Cum se scrie? 7 întregi și 1 pe 9. Multă. Da? Florentina, mă auzi? De ce v-a închis? Da, am. 7, o să închid, ceva nu e în regulă. Ori telefonul meu s-a defectat, ori al ei, ceva nu. Poți să sun eu, dacă vreți. Sună tu, mă, dacă ești așa un băiat harnic. Ia. Alo? 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 Mă auzi acum? Mă auzi, Florentina? Mă auzi? Mă auzi? Da. Bine. Dacă mă auzi, hai să facem așa. Uite că un băiețel de aici vrea să te sune și să dictezi lui. Dar tu mai ai posibilitatea să stai la telefon? Dă-mi următorul exercițiu. Dă-mi următorul exercițiu. Da, da. Acum se aude microfonie și nu ne înțelegem. Dă pe mute calculatorul tău. Bine. Hai, te rog. Spune-mi. S-o sun tu? Păi, sună tu, dar ca să o suni, trebuie să dau numărul meu, numărul ei, da? E, vezi, cred că asta este numărul ei. Da. Mai să ne terminăm. Ia tu legătura cu ea, sună, vezi tu ce faci acolo. Acum adunăm 7 ori 9, 63 și cu 9, 64. Deci plus 64 supra câți de 9? 2. Nu, un singur 9, nu? Supra 9. Și egal mai departe. Ca să putem face operația asta de adunare, sesizăm că nu au același numitor. Într-un loc e 99 și... Din păcate. Și de aceea amplificăm cu 11 aici. Că numitorul rămâne 99, da? Deci dacă amplificăm cu 11, numai bine obțin și aici 99. Și vine 13 pe 99 plus 11 ori 64. Deoparte mulțim 64 cu 11. Nu-i bine? Da, 64. Da? Și vine 1 ori 4, 4, 1 ori 6, 6. 704. 1 ori 4, 4, 1 ori 6, 6. Și face 604. Și vine 604. Nu, 700 sau... Am greșit eu? Profesorul... Păi da, pentru că 600 acum, ok? Îi da pe... Da. Alo? Ștefania? Nu Ștefania. Florentina, mă auzi acum? Da. Iar bănesc telefonul meu de vină că nu ne puteam înțelege, așa că mi-a dat un coleg de-al tău, mi-a dat telefonul și pe el să încercăm să discutăm. Te rog, dă-mi gheșițul următor. Te rog. Să-mi ca telefonul ei să fie de vină. Zi-mi, te rog. Să-mi dă telefonul, nu știu. Transformat, transformat, operații ordinale. Te rog. 0, perioadă 2 plus, da, 0, perioadă 3. Perfect! Ah. Noi chiar am intuit că o să ne întrebe așa și am și pregătit de ghișice. 2 pe 9 egal plus... cu, Florentina, egal cu 2 supra 9. Da. 2 supra 9 pentru că are o singură cifră și punem un singur 9. 2 supra 9 plus 3 supra 9. Da? Deci, atenție! 0,2 se transformă în fracție ordinară, punând tot grupul de zecimale care se află în perioadă, la tine o singură zecimale e 2, supra atâția de 9 cât îți indic aici. Un singur 9. Da? 2 pe 9 plus 3 pe 9 și vezi la tablă acum. Vezi, nu? Așa. Și vine că, având aceeași metodă, 2 cu 3 face 5 pe 9. Terminate gheșițul. Altul, te rog, repede, ca să... 2,0 de 0 în perioadă. Așa. Da, 2,0 perioadă 3, ai zis bine, plus minus, bine. 1,0 perioadă 2. Un singur 0? Da, perioadă 1,0 perioadă 2. Ei, aici lucrurile stau mai complicat un pic. Hai să amintesc și să le spun și celor care ne urmăresc acum că e vorba de un număr periodic nu simplu ca în situația de mai înainte când grupul de cifre era imediat după virgulă. Asta se numește un număr periodic mixt. Deci trebuie dat un număr periodic mixt. Deci 2,03 este un număr periodic mixt pentru că îndată după virgulă nu urmează grupul de cifre care se repetă. Ci mai este și 0 care nu se repetă. Cine se repetă aici? Numai 3, 3, 3. Ei bine, ăsta se scrie așa, egal cu 2 întregi. 2 întregi, deci partea întreagă se pune în fața liniei fracții și se repetă, se pune tot grupul de cifre de la partea neperiodică și partea periodică. De 0,3, cum e cazul tău, 0,3, minus partea neperiodică, minus 0, 0,3 minus 0, totul supra atâția, dar din nou câte cifre sunt în partea periodică, în cazul nostru un singur 9, urmat de atâtea zerouri, câte cifre sunt în partea neperiodică. Adică un singur 0. Și este egal mai departe cu 2 întregi, 2 întregi și 3 supra 90. 2 întregi și 0, 3 minus 0, 3 întregi și 2 întregi și 3 pe 90, care înseamnă egal mai departe cu 2 ori 90, 180, cu 3, 183 supra 90. Asta e fracția ordinară. Ca să ne înțelegem, mai iau un exemplu eu și să înțeleagă toți copiii și cei care ne privesc, să le spun așa, că 7,34 în perioadă 5 se transformă într-o fracție ordinară astfel. Egal cu 7 întregi și se copie tot grupul de cifre 345, din care se scade partea neperiodică 34 supra atâția, dar din nou câte cifre 90. Sunt în perioadă 9, urmate de atâtea zerouri cât sunt aici? 900. Deci se scrie tot grupul de cifre care e dincolo de partea de virgulă, din care se scade partea neperiodică, supra atâția, dar din nou cât îmi indică, cine îmi indică? Numărul de cifre din grupaj, din perioadă, o singur 9, supra atâtea zerouri cât indică aici. Dar, Florentina, fiindcă timpul ne presează și nu mai am timp, îmi intră clasa a 5-a acum, a 4-a, pardon, în discuție, cât de repede, vreau să spun că toate lecțiile găsești la profulonline. Da? La profulonline. Găsești la clasa a 6-a, anul trecut, nu știu ce lecții, dar sunt foarte multe lecții cu transformarea numerelor periodice simple. Dar în clasa a 6-a le-am făcut. Da, ea e clasa a 5-a. Dar eu le-am făcut foarte temeinic și clar cu cei de a 6-a, fiindcă în momentul în care m-am întâlnit cu ei în clasa a 6-a, ce să spun, nu știam. Și atunci eu am luat și am făcut partea asta aici. Deci tu trebuie să înțelegi, am și demonstrat astea, cum mă întreba mai devreme Cristina, de ce de-al din 9 se pun, de ce nu se pun de-al din 7, de-al din 3, de ce se pun de-al din 9. Și acolo am demonstrat. Deci, Florentina, ca să-ți faci lecția, trebuie să te duci acolo la profulonline, cum de fapt ai și intrat, ai văzut exact. Sunt acum vreo 908 sau 10 lecții, așa, 908 am ajuns până acolo, dar pe undeva, în 2014, chiar în 2014, în toamnă, în iunie, iulie, acolo, în august, în septembrie, octombrie, am făcut acolo lecțiile din perioada aceea din 2014 cu un grup de copii de clasa a 6-a și vezi toate lucrurile acestea foarte bine făcute. Așadar, de acolo îți faci tema cu, în liniște. Bine? Bun, bine. La revedere! Au lecțiile făcute, dar ei... frumoase. Da. Au lecțiile făcute, dar n-au deprinderea de a se duce și să caute acolo. Ei își așteaptă ca și cum ar fi la meditație să vină lângă mine. Ori nu pot să ajung la toată lumea din țara asta. Domnul profesor, dar știți ce se întâmplă cu copiii? Să zică, da, fac la matematică, mai iau după aia acasă, de la engleză, de la română, mai dai la istorie. Am vorbit aseară, am făcut un film aseară cu chestia asta, cu nebuneala asta, când... Foarte mult, 4 lecții de învățat la istorie, plus 60 de cuvinte la engleză, imens de mult, 100, uitați vă zice și Paulisa, 120, deci foarte mult. Și mai avea și, nu știu câte, vreo 20 ceva de cuvinte de învățat la germană, a pus ceasul dimineața la 6, la 5 jumate. Nu, este o panică totală. Văd pix din 14... Deci, nu dovedeți să reacționezi așa de dată. Nu e posibil. Dacă școala nu se schimbă cât de repede, ca structură, acești copii sunt traumatizați. Se merge foarte mult pe partea mecanică. Da? Deci pe partea mecanică se merge enorm de mult. Foarte mult. Ei sunt obișnuiți, nu se obișnuiți să memoreze. Au doar actul reflexul de a memora. Deci acum trebuie să învețe tehnica asta. Tehnica asta, da. Corect. Dar de ce să o învețe? El trebuie să înțeleagă de unde vine asta. Pentru că întrebarea lui Cristina a fost legitimă. De unde vine asta? Cui i-a venit în cap să facă treaba asta? De ce șmecherile astea? Ce, le-au visat cineva noaptea? Dar uite că nici eu, că cred că le-am făcut, dar nu mi-aduc aminte. Sigur că da, nu știu dacă mi-a explicat vreodată cineva. Se uită treaba asta, dar, nu, dar nu știu încă eu insist, aseară, repet, am avut așa o discuție cu mama lui copilul de clasa a 5-a, de clasa a 4-a, cu Mihaela, discutam așa, ce-i de făcut? Domn profesor, m-am apucat eu să-mi vă zice, învăț eu ca să-i pot explica copiilor, dar ce? Am o fac pe profesor, de ce sunt plătiți oameni aici acolo? Unde ajungem? Eu sunt un stres maxim. Un pic așa se simte că iară faci un salt, trebuie să vii să... Nu, păi dar e complicat dacă nu... La revedere! Mulțumim frumos!